Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. A trecut o vreme, cred că aproximativ 2 săptămâni și îmi pare nespus de rău că nu am avut să postez. O să vă spun imediat ce s-a întâmplat și de ce nu am putut să postez și despre revenirea mea pe YouTube. Dar momentan o să vă zic cu ce se mănâncă acest SG Heroes pe care suntem. Pentru cei care nu știu, cum să vă zic eu, fiecare se duce să-și caute iteme fără să se poată lovi playerii, iar după 3 minute mi se pare ne bagă contra altui adversar la un 1 vs 1, după care suntem toți băgați, toți cei care au câștigat sunt băgați de fapt într-o arenă de free for all. Eu zic că e interesant, merge. Dacă vreți să mai vedeți episoade din această serie, să zic, serie. Încă nu e serie. Dacă vreți să mai vedeți episoade de SG Heroes, apăsați acolo pe butonul de like, pentru că na. Aia e motivația mea. Bun. În altă ordine de idei, să vă zic acum ce s-a întâmplat, ce și cum. În perioada asta au fost tezele, știți și voi bine, bănuiesc că și voi ați avut multe teze. Am dat chiar 3 săptămâna asta și încă 2 o săptămână înainte și nu am avut, chiar nu am avut timp și nici chiar așa de mult chef din cauza școlii. Dar în această vacanță de iarnă m-am gândit să revin. Să revin în forță, o să pun câte 2 videoclipuri pe zi, poate chiar 3. Depinde. Să le răspund celor care mi-au spus să filmez CSGO. Fraților, aș vrea, chiar aș vrea, dar nu am cum, pentru că îmi laghează foarte, foarte tare cu Mirilusul și cu OBS nu pot filma. Dar voi încerca să pun din când în când câte o fază frumoasă, câte un kill prin smoke, etc. Mă rog, kill-ul prin smoke. O fază calme. Ce să vă mai spun eu, să vă dau acum un mic spoiler. M-am hotărât, am vorbit cu Vovo, pentru cei care nu știu și el a revenit. Și ne-am hotărât să facem un survival map, care este destul de interesant, împreună cu el și cu Andreer52. Deci cu ei doi voi face acel survival map. Nu știu exact în cât timp sau când, dar oricum, mă gândesc că în 2-3 zile poate vom pune de fapt primul episod. Nu vă voi spune ce survival map deocamdată, pentru că e mai bine așa să vă țin în tensiune și în suspans. Oricum este foarte, foarte, foarte epic ce va urma. Și în rest, ca episoade pe care le voi pune în fiecare zi vor fi... nu știu, survival games, nu voi mai pune ca până acum în fiecare zi. Voi pune, nu știu, 1 la 2 zile, 3 zile. Voi începe iar să pun minigame-uri, voi începe să pun The Bridges, pentru că cei de la MCSG nu vor să dea VIP decât celor cu minim 20.000 de abonați. Așa că m-am lăsat pe gubaș cu VIP-ul pe MCSG momentan și... o să-mi văd de postatul meu normal, cum postam înainte. Așa că o să vedeți de toate, și minigame-uri, și survival games, și serii de survival. Va fi acea serie de survival aventura paletiștilor. Vom continua. Și va mai fi încă o serie, aia, cu survival map-ul, cum v-am spus eu. Hai că-i domnul ăsta. Ok, ideea e următoare, trebuie să mă mișc. Așa, n-am crafting table. Rămân cu stone sword-ul, pun și astea aici. Mai am ceva? Astea le am. E ok. Și chiar sper că veți apăsa pe butonul ăla de like, să facem acolo măcar 100 de like-uri. Măcar acolo, hai, 150 să fie. Pentru că voi începe să postez iarăși. Na, nu voi mai avea pauze, pentru că o să filmez din timp și le voi programa frumos
Etic. În altă ordine de idei vreau să îmi spuneți dacă se vede mai ok acum, pentru că mulți mi-a zis de calitatea videoclipului că nu se vedea ok. Așa că eu o să joc acum în 100 de frame-uri, 150 maxim, dar voi filma cu Action Mirilis. Ca să... Ca să am calitatea mai bună la videoclipuri. Am pus 60 la video frame rate. Aș vrea să dezactivez cumva zăpada. Hai să nu mă mai bat, zic eu. Aia fac timp. Am uitat cel mai important lucru. Bă, nebunule. De la SG Heroes. E că nu ai voie să faci timp. Deci nu ai voie să faci timp deloc. Oh, fuck. Ce fac eu acum? Ah, chiar n-am nici cea mai mică idee. Melodia, în caz că vă întrebați, e în descriere. Sper că îmi voi aminti să pun în descriere. Și acum să vedem dacă pot să câștig și eu meciul ăsta, că e complicat. Asta e român, dar oricum nu pot să fac timp. Opa. Plecăm, fugim. Numai așa trebuie să facem. Nu știu exact câți am rămas. Să pun și eu mâncare. Oh, crafting table și n-am bețe. Fuck. Nu știu pe cine să atac. Chiar n-am nici cea mai mică idee. Și vedeți chestia șmecheră la SG Heroes e că ai două rânduri de inimi. Ca să nu mori chiar așa una, două. Mamă, mă enervează rău zăpada asta. Nu văd nimic. Hop. Oh, i-am dat rectu. Și au rămas aia doi și cu mine. Să vedem, pot să fac sabie? Da, pot. Ok. Hai să fac repede. Așa, și Lola. Și acum pe ultimul cu sabie de diamond. Oh, rect. E rect, easy. Ok, deci sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să comentați, să dați și un share. Și vă aștept și la următoarele. Deci, la revedere!